Te salut și în clipul ăsta facem un uh, fulgoleț împreună dintr-un A4 sau un A5. Ce este important? Trebuie să scoți un pătrat din foile astea, ordinea 4 din A5. Poți să, poți să, folosești un cutter sau poți să folosești o foarfecă. După care îndoai așa în diagonală pătrățelul ăsta, într-o diagonală, după care mă interesează punctul ușor ăsta de aici, îndoai un pic aici, doar ca să faci o muchie. după care în într-un fel de diagonal, întoarce colțul ăsta până acolo unde e, așa, ochiometric, te uiți cum desenezi, apoi în oglindăm în spatele, în spartele în spatele lui, în și pe celălalt, pentru că ne interesează, uite acum, când unim urechiușele astea, să iasă paralela asta, cum să zic, linia, chestia asta, aici, a o vezi, asta, asta de aici trebuie să o secționezi acum, o tai jos și avem pregătit obiectul muncii noastre, dar, uite, vezi, aici este toată îndoitura mare, iar aici sunt paginile, celelalte, paginile, celelalte layere, să zicem așa. Întoarcem cu îndoitura mare în dreapta, ai văzut? Și acum începem să facem desenul. Desenul nu ți-l voi explica foarte mult pentru că îți dai seama că este de fapt o secțiune în mai multe planuri pe care tu trebuie să o faci înțelegând exact ce se întâmplă în momentul când se desfășoară toată hârtia. Dar ca să înțelegi tu mai bine ia un marker dintr-asta și întăresc efectiv fiecare liniuță pe care uh, trebuie să o desenezi, iar dacă tu nu știi exact cum să o faci, efectiv pune pe pauză în momentul ăsta sau uite, hai că mai fac ceva, hașurăm toată suprafața care trebuie secționată și uite acum, pac, poți să pui pe pauză și să te apuci să <gântuia> îți desenez uh, uh, hârtiuța, triunghiulețul ăsta la care ai ajuns, folosim... Eu îți sugerez o forfecuță de genul acesta de unghii. Ai văzut că ți-am arătat și o forfecă mai mare, o forfecă, o forfecă mai mare, dar de ce e foarte greu cu forfeca mare să îndoi, uite așa, vezi, când trebuie să... Aici încă e bine, ți -e și cu forfeca mică, dar în momentul ăsta, uite acum, când trebuie să, a, să te întorci așa, cu forfeca mare nu vei reuși și vei, îți vei îndoi tot fulgulețul ăsta. Uite, vezi ce greu mă întorc și cu forfecuța mică? Hai să-ți arăt, uite, cu forfeca mare, vezi, dacă te întorci aici, poate că îndoiam toată asta și nu mai stricam uh, Ăsta, frumos. Hai să continuăm să tăiem. Este o parte destul de dificilă, am putea să zicem, pentru că nu de fiecare dată se va desprinde la fix fiecare tăietură. Hai că o secționăm și cu foarfeca asta mare în porțiune în care vei putea chiar te îndemn. Folosește foarfeca mare și tragem toate lucrurile la o parte pentru că vrem să desfacem hârtiuța. Măi, zici că seamănă cu o, cu o călugăriță, știi? Gând acolo, gonguța aia. Hai să deschidem primul layer, să zicem așa. Acum zici că e un egiptean din la care dansează. Hai să mai deschidem încă o dată. Da, acum zici că sunt doi care dansează. Acum deschidem și... Da, aici e îndoitura din spate. Hai să vedem dacă ne iese. Hop, așa și... Și, 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 și... Ua, ce tare fulguleț! E super tare fulgulețul ăsta. Hai, sunt curios să-mi scrii în comentarii dacă ți-a și ție. Scriem în comentarii și te aștept pe canalul meu de YouTube. Chiar uită-te și la clipurile mai vechi, să vezi ce fine sunt. Stai să mai îndrept aici un pic, uite așa, pac, e frumos, hai că o să-ți și ție. Te aștept pe canalul meu. Papa, pa, sunt Titus.